Vă salut pe toți! Zilnic, fiecare dintre noi pronunță un șir de cuvinte. Uneori nici nu ne dăm seama cum cuvintele curg și roaie de pe buzele noastre. În multitudinea formelor de adresare sunt cuvinte grele. Nu este secret că pentru oameni cuvintele scuze, iartă-mă, sunt unele dintre cele mai greu de pronunțat. Fiecare dintre noi poate comite greșeli. Comiterea greșelilor este o parte a experienței umane. Recunoașterea lor ne pregătesc pentru primirea iertării prin smerenie. În Biblie este o istorie despre un om pe nume Petru, unul dintre ucenicii lui Iisus Hristos. El a comis o greșeală enormă atunci când de 3 ori s-a dezis de Mântuitorul său. Recunoscând greșeala comisă, el a ieșit afară și a plâns cu amar. Mărturisind păcatul, el a înțeles cât de important este să fie iertat. Din fericire, Iisus deja se rugase pentru Petru și era gata să-i ofere milă. Iisus l-a iertat pe Petru. Văzând pocăința lui Petru, Iisus i-a zis, paște oile mele. Scumpi prieteni, greșelile voastre nu sunt fatale. Voi aveți acces la uimitorul dar al iertării. Dumnezeu este gata să-i folosească pe cei pe care i-a ales. Poate în viața voastră au fost momente când ați luat decizii greșite. Dumnezeu poate folosi experiența voastră pentru a realiza scopurile sale. De aceea, nu te exclude din echipa lui Dumnezeu. Nu te îndepărta de voia lui Dumnezeu. Ține minte promisiunea scrisă în prima epistolă a lui Ioan, capitolul 1, cu versetul 9. Dacă ne mărturisim păcatele, El este credincios și drept ca să ne ierte păcatele și să ne curățească de orice nelegiuire. Primește azi iertarea lui Dumnezeu și trăiește în libertatea pe care El ți-o oferă. Te invit să participi la săptămâna de rugăciune a tineretului.